am revenit în direct la un doctor pentru dumneavoastră. Partea a doua a emisiunii noastre, călătoriile și sănătatea. Invitatul nostru din această seară, dr. Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase, director medical, Institutul de Boli Infecțioase Matei Balșă, București. Bine ați revenit la un doctor pentru dumneavoastră. Bună seara, bine v-am găsit. Și dacă vorbim de călătorii în alte țări, călătorii în siguranță, desigur că a atras atenția știrea că 11 cazuri de malarii au fost confirmate în România în ultimele trei luni s-au înregistrat și două decese, și auzeam de câte ori spuneam asta, sau de câte ori era dată știrea: Nu este nicio problemă dacă plec, că voi avea vaccinul, îl fac și merg mai departe. Spuneți-ne dumneavoastră. Bine, înainte de toate că malaria, și putem discuta de multe din bolile exotice să le numim, nu e deloc nouă, e o boală care punea probleme și în trecut în zonele unde într-adevăr erau cazuri. Eu m-aș gândi în felul următor, la cele 11 cazuri de malarie cu siguranță avem mult mai multe cazuri de gripă. Forme severe care ne pun într-adevăr probleme și ne pun probleme nu numai la nivel de internare. Din păcate există decese, există complicații majore, există oameni care rămân cu diverse complicații. Așa fel încât aș discuta inclusiv de malarie, dar aș lua lucrurile la un nivel echilibrat. Și m-aș gândi cum pot să previn, pentru că în bolile infecțioase ce ne interesează în primul rând este cum pot să previn. Și probabil că o mare problemă pe care o avem în general noi, la nivel mondial, nu doar în România este că nu lucrăm mult la prevenție, că și în timpul pandemiei de COVID, ne gândeam cum să tratăm sau cum să ajungă pacientul în terapie intensivă și faptul că nu erau locuri, dar nu ne gândeam la modalitatea prin care să prevenim. Și la fel trebuie să se întâmple și cu malaria. Așadar, cum prevenim? Înainte să plănuim o vacanță într-o țară exotică, ar trebui să ne adresăm medicului? Există prevenție, nu? Medicamentoasă, mă gândesc, domnule doctor? Sigur că există. Acum, termenul de exotice de multe ori sunt de acele țări care sunt foarte departe. Până la urmă contează unde avem într-adevăr malarie sau unde avem febră galbenă sau unde avem alte boli care într-adevăr pot să fie prevenite. Primul lucru pe care l-aș face atunci când îmi programez o vacanță mai mult decât frumoasă, este să spun în felul următor, cu cel puțin o lună înainte, poate și mai mult de atât, ar trebui să merg într-un cabinet de medicina călătorului. Așa se numește cabinetul unde primesc informațiile corecte în ce fel. Trebuie să spun în ce țară merg, o numim exotică, dacă vreți să, să sune mai bine, care e traseul, cât timp stau. Să știți că se poate întâmpla ca la nivelul unei țări să fie zone diferite și prevenția să fie de asemenea diferită. În momentul în care știu foarte clar care e traseul, voi primi niște informații. Ce vaccin trebuie să fac? Care sunt vaccinurile obligatorii la trecere la graniță? De obicei se întâmplă destul de rar să fiu obligat. Există un carnet de vaccinare Exact cum se întâmplă cu uh, cel mic care are carnetul de vaccinare, cel puțin teoretic ar trebui să-l țină acel carnet și să fie în evidență la pediatru pentru o perioadă cât se poate de lungă. Nu se întâmplă așa. Dacă avem acest carnet, o să mă întrebați ce importanță are. Pe păi are o importanță. Pentru că sunt vaccinuri care au, de exemplu, imunitate pe viață sau pentru o perioadă de lungă de timp. Odată ce mi-am făcut vaccinarea corectă, când voi pleca în acea zonă... Exotică, de fapt vorbim de zonele tropicale și subtropicale Peste un an sau peste doi Nu va fi nevoie să-l repet Deci voi face doar ce e necesar Dacă vorbim de malarie Discuția legată de vaccinuri E deocamdată la nivel de cercetare Există de fapt un vaccin care e la nivel micro În niște țări Unde într-adevăr sunt cazuri multe Dar pentru noi prevenția înseamnă într-adevăr Un tratament cu medicamente Există mai multe variante Din păcate pe unele nu le obținem ușor Și trebuie să le comandăm E că în acest punct de vedere avem câteva probleme. Cabinetele de medicină a călătorului sunt în număr mic. Medicamentele necesare, de exemplu pentru malarie, unor le obținem destul de greu și e loc de mai bine. Și v-aș mai spune un al trei lucruri important. Noi ne gândim ca la Institutul Matei Balș cât de curând să avem și cabinet de medicină a călătorului. Adică în afară de cabinetul de vaccinare, care înseamnă nu doar antirabic, înseamnă tot ce discutăm la nivel de vaccin, să vorbim și de medicina călătorului. Sper care, să fie curând. Care sunt diferențele? Sunt aceleași simptome în malarie? Luăm exemplu malaria față de gripă? Sunt aceleași? Deva fapt problema se ar pune invers. Pot să mă păcălesc legat de malarie în momentul de început? Și răspunsul e da. Poate fi o simptomatologie care se asemene mult cu gripa. Cel puțin în momentul inițial. Acum, facem diferența în raport cu o formă prelungită, care poate să însemne că există Pacienți care au malarie formă cronică pentru ani de zile. Și atunci sunt de acele perioade în care episoadele apar la un moment dat, cu o simptomatologie care scapă de multe ori uh, cu vederea. Sigur, aici e o discuție care ține de, de. de fapt, practic, cazurile sunt diferite. Sunt oameni care au forme fulminante și sunt cei care au forme cronice. De fapt, mi se pare important nu că mă păcălesc legat de malarie. Ar fi două aspecte. Unu, să previn să nu ajung acolo și, totuși, dacă am fost într-o zonă exotică și m-am întors, evident că voi lua în calcul la prima simptomatologie care apare și spun asta pentru că au fost cazuri sonore chiar de curând cu persoane care nu au recunoscut, nu au ajuns suficient de repede la doctor. Și, din păcate, au ajuns chiar la ce e mai rău. Deci, după părerea mea, atunci când te întorci dintr-o astfel de zonă, e important să iei în calcul că la prima simptomatologie, chiar dacă ești în sezon de gripă, să ajungi la medic cât se poate de repede și să vii cu aceste informații, în așa fel încât să poată face un diagnostic diferențial cât mai bun nu știm de foarte multe ori să respectăm reguli stricte. Mă gândesc că spuneați că e sezonul gripelor și virozelor și mă gândim când folosim mijloacele de transport sau când mergem la spital sau când vizităm anumite, anumiți prieteni, anumite rude cu un copil mic. Bine, e clar că nu ne plac regulile, nu vrem restricții, mai ales după ce am trecut prin niște ani de pandemie. Aici nu le-aș numi neapărat restricții, le-aș numi reguli care să împiedice într-o mare măsură infectarea. Sunt lucrurile pe care le fac individual. Vorbim de mijloace de transport. Aici discutăm de la ceea ce se întâmplă zi de zi până la avioane. Să știți că de multe ori, apropo de călătorii și facem o legătură, avionul e locul unde stau ore în șir, este un spațiu închis și unde riscul de a mă infecta este mare, indiferent că vorbim de gripă sau vorbim de alte boli care se transmit pe cale respiratorie. Mă întorc la ce spuneați cu mijloace de transport. Aici sunt multe lucruri de spus, începând de la regulile de igienă. Mă întreb câți dintre noi în plin sezon de gripă, când coboară dintr-un mijloc de transport, au o soluție dezinfectantă în buzunar, pentru că foarte probabil posibilitatea de a se spăla pe mâini cu apă și săpun nu e întotdeauna la îndemână, da? În momentul în care am o simptomatologie respiratorie, ce ar trebui să fac? În primul rând să nu mă urc în acel mijloc de transport. Ar trebui să nu vin în contact cu oamenii din jur, copilul să nu meargă în colectivitate, adultul nu merge la job și în plus ar trebui să am cu atât mai mult o mască care să mă protejeze. Sigur, să acopere gura și nasul. Controversata mască... Păi cred că acum nu mai avem de ce să fie. Nu mai e controversată că nu e obligatorie. Și e un lucru care până la mă, mă protejează. În condițiile în care sunt o persoană cu probleme, pentru că am o anumită vârstă, am boli cronice. Eu cred că e interesul meu că atunci când merg într-un mijloc de transport, să port o mască și să încerc să am grijă, pentru că e clar că în acel loc aerisirea se face cu dificultate, oamenii interacționează, nu-i vorba de distanțare, dar sunt lucruri pe care le fac pentru că vreau să mă protejez, nu pentru că mi impune cineva. Ne întreabă telespectatorii diferențele dintre o răceală și o gripă. <laughs> e o întrebare pe care o auzim în fiecare sezon um, și plecăm de la ideea că gripa nu e o simplă viroză, Spre că ne e foarte clar apropo de evoluție. Cine a trecut prin gripă, cred că poate să recunoască destul de ușor. E adevărat că testarea e cea care pune diagnosticul. Dar în momentul în care am o stare generală proastă, am dureri musculare, articulare, e durerea de cap, de cap și de globi ocular exact ca atunci când am fost bătut. Așa se spune. Parcă am fost bătut. În momentul în care lucrurile astea se întâmplă, mai ales dacă sunt în plin sezon, evident că mă gândesc la gripă, chiar dacă sunt diverse alte boli și nu, doar, de, nu mă refer doar la malarie, care pot să ne păcălească. Dacă mă gândesc că e gripă, va fi întrebarea ce fac în momentul în care îmi dau seama. N-am un diagnostic, deci ar trebui să mă testez. Să știți că testele, chiar dacă sunt rapide, testele pe care le fac acasă nu sunt deloc rele. Dar e adevărat că dacă un test e negativ, nu înseamnă că nu am gripă. Da? Am o simptomatologie, o repet testarea, ori merg la medicul de familie, ori ajung să mă testez chiar la spital. Ce important este să nu ajung la o cameră de gardă din primul moment dacă sunt o persoană tânără sau de vârstă medie și care nu are boli cronice importante, dacă nu am dificultăți de respirație, adică n-am o motivație, în așa fel încât să fiu considerat o urgență medicală, nu aș merge la o cameră de gardă, aș folosi măcar discuția telefonică sau în primă fază cu medicul de familie sau dacă e vorba de copil cu un pediatru, în așa fel încât monitorizarea să fie acasă. Dacă ajung la camera de gardă se vor întâmpla trei lucruri. În primul rând că voi solicita într-o mare măsură Ambulanța, serviciul de ambulanță, și nu vreau să fac lucrul acesta. Doi, vor fi timp de așteptare la camera de gardă, și nu în ultimul rând, faptul că interacționez la nivel de camera de gardă și există riscul ca la un spital de boli infecțioase sau la un spital în general să fie riscul de a mă infecta și cu altceva. Riscul există oricum. Atunci aș fi mult mai prudent. Tratamentul corect în gripă? Există tratament antiviral care nu numai că e corect, dar mă ajută într-o măsură foarte mare. Așa cum gripa e acea afecțiune care mă uh, pune la pat, tratamentul antiviral, dacă e luat la debut, la început, poate să facă diferență de la o zi la alta. Sunt pacienți care a doua zi deja au o stare mult mai bună și lucrurile se văd uh, în mod evident, dar e foarte important să întâmple la debut, să întâmple în primele zile de simptome. mai iau după o săptămână. Am înțeles pentru că ne scrie un telespectator. Eu iau ca profilaxie paracetamol și câte 3-4 luni de zile ca să nu mă îmbolnăvesc. Bine, e reală? Da, da da, <laughs> da, da, da. Eu cred că ar trebui să primească mai multe informații. Nu numai că nu faci o profilaxie cu paracetamol, dar s-ar putea să aibă și alte reacții adverse. Și ceea ce nu înțelegem este că de multe ori medicamentele, nu mă refer doar la antibiotice, au mai multe reacții adverse, medicamente de tip paracetamol chiar, decât am avea dacă ne-am vaccinat, de exemplu, antigripal. Asta ca discuție, da? Nu cred că ar trebui să o fac. Cred că există alte metode prin care să prevină și cred că paracetamolul trebuie să fie folosit doar atunci când are nevoie ca antitermic. În niciun caz altfel. Poate că dacă îi dăm informațiile acum va schimba lucrurile până nu-i prea târziu și până nu va avea reacții adverse. Și oricum ar fi trebuit să țină legătura cu medicul de familie. Da, eu mă întreb dacă chiar a pus întrebarea asta și către medicul de familie. Eu cred că nu, că ar fi bine răspunsul că niciun caz nu ajută paracetamolul ca metodă de prevenție. De ce nu ar trebui să luăm antibiotice în răceală? Problema de. antibioticelor revine mereu de teamă unor complicații. Sunt foarte mulți pacienți care iau antibiotice. Din păcate. Și o problemă în lumea modernă, nu doar în România. Se întâmplă în Europa, poate că românii sunt cumva în topul celor care iau antibiotice și le iau, le iau după ureche și m-ați întrebat concret de ce să nu iau antibiotice într-un sezon de gripă, adică într-o infecție virală. Din trei considerente. În primul, rând că antibioticul nu e decât o frecție la picior de lemn, deci nu mai ajută la nimic. Doi, sunt reacții adverse chiar importante uneori, asta spuneam mai devreme. Reacțiile adverse chiar pot să-mi pună la un moment dat sănătatea, până la a spune că îmi pun viața în pericol. Și punctul 3 se creează rezistență, foarte important. Adică vom ajunge în punctul în care antibioticele care ne pot salva viața, mă normal, într-o infecție bacteriană, să nu mai aibă efectul scontat. Deci, practic, ne facem numai rău. Și, în final, să știți că antibioticele, și oficial și neoficial, ar trebui să fie luate după prescripție medicală. N-ar trebui să poți să obții un antibiotic altfel decât cu rețetă. Și, mai nou, este și o rețetă tip. Așa că, sigur, ne punem întrebarea cum obținem antibiotic într-o infecție virală fără să avem prescripție medicală. Gripa poate face complicații. Asta ar trebui să, să știe telespectatorii, pentru că de foarte multe ori ne gândim e o banală gripă, va trece și asta. Dar nu e chiar așa, domnule. Nu, numai că nu e o banală gripă, pot fi și forme ușoare, pot fi forme medii, pot fi forme severe, mai ales la o persoană care are și boli cronice, cei care sunt peste 65 de ani și au și boli cronice, cu atât mai mult au un risc. Um, numai că pot să apară complicații, dar gripa poate fi și o infecție a întregului organism. E motivul pentru care uh, vaccinarea antigripală este compensată în momentul de față. Există mai multe variante, există posibilitatea, de exemplu, de gratuitate, inclusiv pentru pacienții care au peste 65 de ani și două boli cronice, cu o variantă mai potentă de vaccin. Adică sunt toate lucrurile pe care le avem la îndemână, e adevărat, cu coenția să o și facem. Că dacă nu ne vaccinăm, nu, nu vom fi protejați. Dar nu e vorba doar de vaccinare, care sigur e cea mai importantă dintre metode, este tot ceea ce spuneam înainte. Și izolarea în momentul în care am simptome. Bine, cuvântul izolare, cuvântul vulnerabil au ajuns să fie așa niște cuvinte folosite des în pandemie. Putem să ne înlocuim, să spunem că rămânem acasă în momentul în care avem simptome, exact ce spuneam mai devreme, regulile de igienă, poate că sună un clișeu în ultimul timp, dar copilul care se spală corect și ori de câte ori nevoie cu apă și săpun scapă de cele mai multe întrebări infecțioase. Când se face vaccinarea antigripală? Corect sau cel mai corect ar fi să o fac la început de sezon, în toamnă, adică începând din octombrie. Să știți că în ultimii ani chiar am avut vaccinul la îndemână. Ar trebui ca până în noiembrie să am o, o situație confortabilă la nivel de populație. Spun teoretic, pentru că practic nu se întâmplă așa. Dar oricând în timpul sezonului, indiferent că am epidemie, indiferent ce s-ar întâmpla, tot e o protecție individuală. Sigur, nu e la fel de eficientă metoda, pentru că clar trebuie să faci înainte. Și era cineva care întreba în felul următor, cum va fi sezonul de gripă, cineva din media? Și le spuneam în felul următor, spuneți-mi câți oameni avem vaccinați în România ca să vă spun cum va fi prognoza pentru sezonul de gripă care va urma. Categorică și acum ne putem vaccina și e bine să o facem pentru că sezonul de gripă, chiar dacă e pe un trend descendent, e departe de să încheia. Și vă aduc aminte că în alți ani, Aveam chiar și în aprilie cazuri izolate. Cine ar trebui să se vaccineze antigripal? Răspunsul e simplu, toată lumea. Cum ar, ar trebui? Cum ar trebui să o facă? Ar trebui să-l folosesc să medicul de familie, medicul specialist. Practic, indiferent că au gratuitate, că sunt prin rețetă compensate aceste vaccinuri sau nu, părerea mea e că e mult mai ieftin să ne vaccinăm decât să avem complicații, decât să ajungem să fim internați, nu mai spun de situația în care ne punem viața în pericol. Și vaccinarea ar trebui făcută, vă spuneam, în toamnă, să iau un calcul că am un interval probabil de 10 zile până când am efectul maxim și să știți că vaccinarea antigripală poate fi asociată și cu un alt vaccin de care am nevoie. Asta apropo de discuția pe care avem și în pandemie. Pot să merg la medicul de familie sau pot să merg la medicul specialist și să mă vaccinez și antigripal și vaccinul de care am nevoie pentru altă. Afecțione. Ne întreabă un telespectator dacă am deja gripa și mă vaccinez, pot fi reacții adverse, mă protejează în vreun fel? Nu, evident că nu o să o mai fac dacă am gripă, dacă am și diagnosticul de gripă. Pentru că sunt pacienți care au o simplă viroză și îi spun în felul următor, cred că am avut gripă, dar nu a fost testat, da? Dacă a fost testat și are într-adevăr gripă, pentru acest sezon. Nu mai are de ce să vaccinezi, pentru că protecția până la urmă este fie la trecerea prin boală, fie la vaccinare. Ideal ar fi să nu trec prin boală, pentru că am riscul unor complicații, cum povestea mai devreme, și nu vreau să-mi asum riscul. Gravidele se pot vaccina? Evident că se pot vaccina. Și nu numai că se pot vaccina, dar e foarte important să înțelegem următorul aspect. De multe ori, femeile tinere spun: Eu nu am boli cronice, n-am nicio problemă, dar să știe că în momentul în care sunt însărcinate, riscul de a face forme severe e categoric mai mare. Mă refer la gripă și mă refer în general la infecțiile virale, la viroze. Am înțeles. Ne spune un telespectator și știu că asta e o mentalitate veche. Nu mă vaccinez pentru că știu că vaccinul antigripal se realizează cu tulpin de virus dintr-o gripă mai veche, din anii trecuți, și acum sunt alte tulpini de virus. Mă gândesc că eficacitatea vaccinului poate varia de la an la an în funcție de tipurile de virusuri circulante în fiecare sezon. Așa este, dar e și motivul pentru care vaccinul înseamnă o prognoză pentru sezonul care urmează. Eu nu folosesc vaccinul de anul trecut, ci folosesc un vaccin care este updatat la nivelul fiecărui sezon. E motiv pentru care vaccinul din acel sezon îl am undeva după luna septembrie. Tocmai în ideea de a pleca în raport cu tulpinile care sunt circulante. Deci putem sta liniști și putem să ne uităm la faptul că de cele mai multe ori vaccinul este acoperitor. Sigur, nimic în medicină nu e 100%. Variază de la un sezon la altul și eficacitatea, evident. Dar în mod clar, în momentul în care m-am vaccinat, posibilitatea de a avea fie infecția, fie complicații este mult mai mică. Și, și este modalitatea pe care o am la îndemână, concretă. Și COVID mai există, nu mai e inamicul necunoscut de, de ună zi, dar există COVID-19. Dacă continuar. au trecut ani de zile, a devenit parțial cunoscut. Deși se spune că în multe din aceste afecțiuni avem nevoie de zeci de ani pentru a învăța niște lucruri din trecut. Există infecția cu SARS-CoV-2, doar că din 2022 povesteam că de când vorbim de Omicron, indiferent de variantă, sub variantă, ajungem să conviețuim. Și conviețuirea a fost de cel mai multe ori armonioasă, au fost și unele momente poate puțin mai grele și după 2022. Ce avem acum e conviețuire, este o infecție care seamănă foarte mult cu o viroză, e adevărat că excepții există și acum. Mai că formele severe sunt extrem de rare, de cele mai multe ori nici nu ne testăm, avem foarte probabil COVID, nu știm că am avut și mergem mai departe. Spunem că e o viroză sau un simplu guturai. Dar, dar există în continuare. Dar trebuie să ne izolăm în continuare atunci când avem uh, confirmat diagnosticul de COVID? Păi nu. Trebuie în sensul de obligativitate? Nu. Doar că din punctul meu de vedere, orice infecție virală, că e gripă, că e SARS-CoV-2, adică vorbim de COVID sau altă viroză, evident că dacă am o simptomatologie, chiar dacă e ușoară, mă izolez sau hai să folosim alt termen, rămân acasă, nu intru în colectivitate. Pentru că până când ajung să am testarea făcută, nici nu știu despre ce e vorba și oricum ar fi, toate aceste virusuri se transmit și n-am niciun interes să transmit altui copil de la școală, cuiva din jurul meu poate care are boli cronice, este în vârstă sau dacă nu, cel mic se duce acasă, la bunici, la părinți și există un risc destul de mare. A reapărut și rujeola și care sunt complicațiile, ce riscuri sunt? Nu numai că a apărut rujola de multe luni, vorbim de rujola și Bidemia. aici cred că ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru că din păcate rujola, o boală infecțioasă care poate fi prevenită prin vaccinare, lucrul acesta nu se întâmplă și vedeți că rujola în mulți ani și anterior a pus astfel de probleme. Mai mult de atât, nu putem vorbi de, de ca despre o boală de sezon, pentru că am avut-o și înainte, o avem în continuare. Chiar o să ajungem în punctul în care vom avea mai multă rujolă decât avem gripă. Pentru că trendul merge destul de greu, trendul descendent de nujolă. Și noi avem probleme reale și avem probleme reale cu copiii, indiferent de vârstă, mai ales cu copiii, dar și adulții tineri. Și rujoala, apropo de complicații, sigur, nu întotdeauna se întâmplă, sau de cel mai multe ori formele pot fi ușoare sau medii, dar copilul are nevoie de internare oricum, ales dacă e un copil mic. Complicațiile pot fi totuși importante, nu doar cele pulmonare de tip pneumonie, sunt complicații neurologice și, din păcate, chiar dacă vorbim de un procent mic, se poate și muri de rujolă. Sunt complicații importante. Lucrul acesta se întâmplă, din păcate. A crescut foarte mult numărul părinților care nu-și vaccinează copiii și mă gândesc, că, oare a crescut numărul de copii nevaccinați mai mult după pandemie? Da, e o creștere. De fapt, e problema legată de principiul vaccinării. Și știți că erau niște explicații în pandemie că nu ne vaccinăm pentru că e un vaccin nou, pentru că nu avem informații. Vedeți că acele lucruri, până la urmă, nu rămân în picioare? Pentru că acele persoane care nu se vaccină, nu o fac în continuare, indiferent dacă vorbim de un vaccin care e mai mult decât căutat și cu dovezi în spate, că vorbim de gripă, că vorbim de rujolă, că vorbim de pneumococ sau de meningococ, sunt vaccinuri despre care nu putem spune că sunt noi și totuși nu ne vaccinăm. Și aici am spus-o de fiecare dată, din păcate, politicul a jucat un rol important. La întrebarea, ce a jucat sau ce ne-a făcut să fim antivacciniști în măsura cea mai mare în timpul pandemiei, răspunsul e categoric politicul, pentru că a influențat destul de mult și continuă să o facă. Și mare atenție, pentru că până la urmă protecția trebuie să fie pentru mine și familia mea. Nu este important să merg pe un trend. Adică nu e un trend să nu mă vaccinez, nu e nimic cool în treaba asta. E un lucru care înseamnă boli infecțioase, că pun viața în pericol. Adică în 2024 să ajungi la deces prin boli infecțioase care pot fi prevenite mult clar prin vaccinare, eu cred că e de neconceput. Și mă întreb cum se gândesc acele familii în momentul în care bunicul sau cineva din familie a ajuns să prăpădească pentru o boală care putea fi rezolvată ușor prevenită prin vaccinare. Lipsa, eu știu, vaccinurilor din stocuri și asta poate să ducă la neîncrederea populației în vaccinare? Bine, sigur că e nevoie să ai un stoc, dar vă spuneam și mai devreme cu atât mai mult în ani în ultimii ani, am avut vaccina antigripală și am avut vaccinuri. Nu spun că nu e întotdeauna loc de mai bine, dar nu cred că stocul a fost elementul central, ba din potrivă. Cred că discuția a fost legată cu antivaccinismul da. și cu discuția cu criteriile politice pe care eu nu le văd, nu le, nu le văd ca explicație. Până la urmă, ce treabă are politicul cu partea medicală? Bine, sigur, e o discuție teoretică, știm ce treabă are, dar uh, vorbim în general că nu ar trebui să, să fie o legătură aici. În mod corect. Ne întreabă iarăși un telespectator: Cei care au COVID credeți că sunt mai sensibili la viroze? Cei care au avut forme severe de COVID-19 în pandemie au acum sistemul imunitar afectat, ceea ce îi predispune mai ușor la îmbolnăviri? E foarte greu de spus. Ce e foarte adevărat e că dacă am o formă severă, am un episod acut și am făcut gripă, evident că în perioada care urmează, pe care o putem numi perioada de convalescență, riscul de a avea o infecție în general, o altă infecție virală, una bacteriană și de a avea o formă severă categorică există. Este și motivul pentru care și în gripă vorbim de suprainfecții. Chiar și suprainfecții bacteriene. Adică e o realitate. Dar nu m-aș gândi la faptul că am avut un episod acum nu știu câți ani, și sigur de acolo sistemul imunitar e cu probleme și că voi avea o formă severă. Că nu putem discuta în felul acesta. Decât dacă e o persoană în vârstă, dacă e o persoană care oricum era vulnerabilă și peste care a venit la un dat un episod, de exemplu, de COVID, de o formă severă. O concluzie a tămei noastre din această seară? Că eu cred că e loc de mai bine. Era întrebarea în cât timp lucrurile se vor schimba legat de vaccinare, de conștientizare. Cu siguranță nu până mâine sau peste un an. Dar dacă ne gândim la un interval de 5 ani depinde de fiecare dintre noi să fie mai bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea Plăcerea. la Un Doctor pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Ora 21, investiție în România cu Cristina Leoren. Să rămâneți alături de TVR Internațional.